Bună ziua! Pace! Am văzut că ne-ați întrebat unde este bunicul când am fost la masă. Bunicul e mai matinal. El are tratament, se trezește mai devreme, mănâncă mai devreme și își ia medicamentele. Mai e câteodată și el pune la masă în bucătărie de dimineață, dar mai rar. El mai după masă vine la noi. Nu vrea să o deranjeze pe aia mică, că de multe ori Natalia are nevoie de liniștea ei. El cum vine, parcă acum la o țucute, mâncute, e o dată pe tine, poezia lui. Și Natalia, câteodată, nu-i place treaba asta, face gălăgie, se revoltează. Stai cu nepoță și cu bunicii. Da, bine, v-am explicat care e treaba cu tate și cu bucătăria. Mami, unde mergem? Să-mi cumpăr cartofi, dacă mai găsesc soiul ăla. A fost acum, cât? O săptămână? Două. Am fost la obor și am luat cartofi de la Brașov. Da, omul era de Brașov și a venit până la rând să vende cartofi, îți dai seama? Da, de mult fac ei treaba asta. Da, nu-i mai aproape București, să zicem. Acolo poate sunt prea mulți comerciați. Nu, în fine. Mergem la... Dacă nu mergem la Brașov, să luăm cartofi, mergem la Arad, să luăm la un brașovean. La noi la Obor. Sper să-l mai găsim. Și, sincer, n-aș fi filmat acum, dar am văzut că mulți ne-ați întrebat că unde e bunicul, de ce nu pune la masă. Tati deja încat, l-am și dus să mai spune la Calul Belan, așa se numește la noi, la acolo nu știu cum spune, centru de ajutor social și protecția copilului și unde se face alocații la copil. O mers să clarifice situația cu, adică să o întrebe pe doamna directoare de acolo dacă e corect să-i taie și lui ajutorul pentru curent și pentru căldură. Dacă eu am avut căștig, dar din afară, el tot aceeași pensie are, dar clar că l-ajut și îl susțin, dar nu mi se pare normal să nu primească din cauza asta ajutor de la stat, având pensia minimă pe economie, tati. Și mie și la Angie, la tăți mi-o dea după tine. Da, da. După mine, din cauza că am avut eu câștig de afară, nu? Că am avut mai mult de 3000 de lei în cont. Și zice că asta e valabil acum în urmă cu un an, dacă ai avut, nu da, mai stă. Da, nu, în urmă cu 12 luni, da. Nu, în fine, așa e sistemul la noi, mers tati să vorbească cu doamna directoare. Nu o să rezolve nimic. Ba, acum mă vedem. O să spună că așa e legea și nu se poate și gata. Poate e mai înțelegătoare decât angajații care s-au ocupat de documente. Eu l-am dus pe tati, cred că el a fost foarte revoltat din cauza asta. Bine, nu numai el, și eu. Dar el a insistat mai mult și eu merg să vorbească cu tati. Și l-am dus până acolo. Acum duc pe mami să vedem să luăm cartofi la obor. Acum ai 12 și la 3 mă duc cu treburile mele. Și vedem ce-o fi. Ok, vă filmez la piață, la un bol. Ok. Mama și-a luat leguma ei preferată, cartoful. A luat 3 saci. De câte chile? De 30? Da, 90 de chile. 90 de chile? Da. A luat până de Paște. Bine ar fi. Și ceapă. Și ceapă. Bonus. Ceapa m-a lăsat 5 lei la ea. Aha.
Aha. De la Cartas nu m-a lăsat niciun leu. Nu. Să fie sănătos. Au făcut bani, ți-ți plac cartofii. Da. Deci sunt cartofii aia ce am făcut astăzi. Da. Ok. No. Ne mai vătim un pic pe aici? Un pic și gata. Ok. Iar vrei să-ți găsești oale? Da. Farfurii? Da, nu știu. Dacă îmi dai bani, îmi găsesc. Dacă nu, nu. Apoi, mai venim acum cu banii, că nu mai am 100 de lei la mine. Și vine curierul astăzi. Am cumpărat iesle. Iesle pentru Crăciun. Că tot acesta, că vă fie sâmbătă și duminica. Vine sâmbătă și duminica, de fapt, e piaț mare aici, la Obor. În rest e așa, mai apoi, slăbuț. Când vin apoi îmi iau verdețul, uite ce fain e pătrin jurul ăsta. Aha. Cine ai treabă? Eu am familie, copii. Și rușina ta acolo. Pecica, am înțeles, atât. Da. Vii tu la pecica. Nu, nu, nu o zis că vii tu ai la pecica. Dar ce o zis? Vinitură la pecica. A, vinitură? Da. Da, nu-i nimica, nu vezi? Unde mai merg? Uite, alți cartofi. Sunt cartofii lor. Oare? Da, ce crezi? Sunt așa mulți? Da. Uite-te, hai să-ți explic ceva. Ce? Ca să știi și tu. Ce? Ăsta e unghiul mort al tirului, unde îi păstă tot așa cu galben. Deci dacă ieși acolo, el nu te vede. Serios? Da, îți dai seama ce unghi mare are. Da, păi e gol, că-i frig. E gol, că-i frig. Este 3 grade la noi. 3-4 grade, cam așa. Și bate și un pic vântul aici. Mă, bine că am luat cartofi. Și spune că aici e pendiciarul. Da, păi, mai spun și de pe nene. Pe nene. Nu pot. Pe. Hai să o învățim. Pușcărie, na. Nu mă fac, am cuvinte câteodată că nu iasă limba, să încurcă, alunecă. M-ar da aici. Acum știi ce zici de puiul Călinescu. Când i s-a pus frâna și a început ăla să latre pe el, că l-a înnebunit la cap, a început să latre și după aceea o dat cu piciorul și a zis, ma, stai aici. Că el era bâlbuit. Penitenciar. Cred că așa ceva. N-au, păi, slăbuț. Hai, ați legume să mergem acasă. Mai citesc o țară. Ai bani să-mi dai vreo 10 lei? A, mamă. Nu, hai, să-mi iau ea atunci. Mă, că ăștia salți, sunt pe partea aia. Da. Vezi cât sunt ăștia, că erau ea cu 6, ăștia poate zis mai ieftin. Să dau doamna un cunos, cum dai, doamna? 5 lei kila. Nu, vezi. Ne-o luăm de la ea. Tot. Ai văzut? S-am făcut economie, leu. Nu, stai așa. Bine, și-o luam mami și pătrunjel, din ăla de grădină, nu de seră. Dar doamna a oprit la tine aici așa în față? Nu, e problemă, este locut casa. Ca să ies. Nu m-a blocat. Mașina mea trebuie să o spăl după atâtea ploi câte au fost. S-a mândrit tare, tare. Și în spate ce face Natalia, n-are rost. No, hai să facem finalul la video ăsta. Ne-am luat cartofi, ne-am luat verdețe, pătrunjel, cum zicem noi. Și mergem acasă. Ok. La revedere.